emisiuni, pașaport diplomatic și jurnalistă. Uitați-vă, o să vă placă. Despre mine e suficient atât. Vă prezint participanții din această seară la discuții. De la stânga la dreapta dumneavoastră, bineînțeles, Nils Schnecker, investitor, om de afaceri, investitor, nu. Om de afaceri, consultant, nici asta. O să vă spun eu ce. Dar mai ales realizator la a doua cea mai bună televiziune din țară. Să-ți faci bine. Urmează Petru Luhan, europarlamentar, o să spunem de la ce partid, că aici nu contează. Este de formație economist și o să vă spună și el detalii despre ce consideră important despre el. Ionuț Bonoiu, redactor șef Forbes România, spun bine? Da. Deci este tot om de presă și, în sfârșit, singurul om care nu are legătură cu bani, economie și așa mai departe, este Cristian Șoimaru, care se autodefinește ca, vă spun imediat, e foarte interesant, activist social și civic și pastor și lider creștin. O să le spună imediat ce crede de cuvință despre aceasta. Și acum o să îi rog pe fiecare pe rând să se prezinte singur și să spună ce consideră de cuvință, dar poate pe scurt. Este rog. La mine e simplu. Consultant de economic. Pentru. Nu știu cum trebuie să mă pornim. Eu sunt la primul mandat de europarlamentar. În comisii destul de interesante și importante pentru România, respectiv dezvoltare regională, care este responsabilă pentru bani. De aceea mă bucur că putem vorbi în acest context. România se alimentează din trei fonduri principale, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. Și Comisia de Dezvoltare Regională din Parlamentul European este responsabilă pentru aceste trei instrumente. De asemenea, fac parte din Comisia de Economie și Afaceri Monetare, precum și Libertăți Civile, Afaceri Interne și Justiție. O experiență extraordinar de interesantă la nivel european, mai ales în prisma faptului că România este un membru nou al Uniunii Europene, a marii familii, și încă mai avem multe valori de adaptat la cele europene, printre care și cea care se referă la percepția. Să adăugăm că România a absorbit în ciclul anterior 10% din fondurile asigurate de Uniunea Europeană. Asta ar fi la fel. Cu bătaie, și-a bătunjit. Da, 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 cu bună voință, cum se spunea la școală, 5 cu bună voință. Are 15 de adorii foarte puțin. Da, în fi. 15 pe hârtie. Sunt bă, niște... Ce nu înțeleg politicieni diferite. Bate la început. Hârtie și bani. Nu, nu, astea sunt da, diferite. Mai mult. Cred că au început discuția și fără mine, nu ce problemă. Îi rog pe următorii tăi. Da, eu sunt Ionuț Bonoiu, eu scriu despre bani. De 12 ani am lucrat la Ziarul Financiar, la o revistă săptămânală care se numește Business Magazine. Și de cam aproape de mai bine de 2 ani sunt la revista Forbes. Și de vreo 6 luni de zile suntem, sau în fine, licența revistei Forbes a fost preluată de către o companie care nu are nicio legătură cu holding de presă, deci nu sunt doar aici în calitate de ziarist, ci, dacă vreți, un ziarist jucător, pentru că, din așa, suntem și patron de presă, o firmă mică, dar am două roluri acum, ca să contrabalansez și în partea asta, că noi suntem doar doi și trebuie să avem trei roluri, Cristi Șemaru, deși se spunea că eu nu lucrez cu bani și economia, mi-am dat seama din studenție, de când am început să urmez primele vise și proiecte, că indiferent ce vrei să faci în piață și ajutând oameni sau lucrând cu oameni, ai nevoie de mulți bani. Și am învățat de bugete și de previzionare și de strâns bani de pe atunci, acum 20 de ani, și am de face foarte mult și cu oamenii care n-au bani și cu oamenii care au bani, dar n-au altele care ar trebui să le aibă. Așa că o să încerc să mă strecor și eu între toți acești investitori, consultanți și colegi de panel. Tema discuției din seara aceasta este valori și bani.
O să vedem dacă sunt importanți banii, dacă nu, sau în ce măsură sunt importanți în viața noastră. Pentru început, am făcut o mică documentare pe Google, bineînțeles, despre combinația asta, bani și valori. Și am găsit o creație contemporană pe care doresc să vă o prezint. Sună cam așa. Imediat. Toate diamantele n-au valoarea mea. Și nici aurul din lume și nici platina. Și dacă îmi vine mie la cap nebunia, cumpăr toată România. Îi cumpăr și pe dușmani să-i vând la americani. Da, da, da. Și când mor am valoare, la sicriu fac buzunare să vadă dușmanii bine că-mi iau banii după mine. De-ar fi cum gândesc dușmanii, m-ar dezgropa să-mi ia banii. Dacă prind unul că sapă, îl trag după mine în groapă. V-am prezentat creația psihanalitică a lui Nicolae Guță, featuring brazilian. Și când mor am valoare. Dar finalul este mai interesant, adică refrenul pe care îl cântă Guță și nu brazilianul. Toți banii din lumea asta nu m-ar cumpăra, eu nu sunt la mâna lor, ei sunt la mâna mea. Deci eu propun să începem cu gândurile acestea foarte profunde și când mor am valoare la sicriu fac buzunare să vadă dușmanii bine că mi-au banii după mine. Deci dacă sunt banii la mâna noastră sau noi suntem la mâna banilor. Să începem tot de la stânga la dreapta. Nils, ce părere ai? La fel ca la rugăciune, aici, în loc de aminte, aici mâncați așa. Se termină. O secundă, vreau să-i întreb pe cei din spate dacă aud ce spune Nils. Se aude? Da, se aude. Am bani. E mai bariton așa. Da. Ce vrei să știi? Dacă banii, banii? Dacă noi suntem la mâna banilor sau dacă banii sunt la mâna noastră și dacă este important să avem bani sau ce Dumnezeu este important în viața asta? Este da. Da. La ambele. Hai să detaliem un pic. Zic, hai să detaliem un pic, acum serios. Serios. Răspunsul corect este, este da. Da, banii sunt la mâna noastră, da, noi suntem la mâna banilor și dacă vă uitați la un studiu care a apărut, mi se pare, acum vreo două săptămâni, dacă nu încerc, sau mai puțin chiar, înainte de sărbători. Făcut de niște americani, în care studiau sau plecau de la ideea aceea cu banii nu aduc fericire. Și au studiat, au făcut un studiu sociologic, cât de important este banul în gradul de fericire. Ce credeți? 101%? Că la Discovery s-a infirmat ideea că banii ne aduc fericire. 60% dintre cei intervievați care spuneau că sunt fericiți sau foarte fericiți, erau cu bani. 74% din cei care spuneau că sunt nefericiți sau foarte nefericiți, erau săraci. Eu știam că ei sunt cu trepte și la un moment dat, de la un anumit nivel în sus, nu mai contează atât de mult. Nu, așa, da. Culmea este, contează. Ideea, cu cât ai mai mult, cu atât zici că ai mai puțin și vrei mai mult. Căci noi, ca și animale, suntem animale care nu știm niciodată să apreciem care este fundul sacului, ci întotdeauna avem nevoie de mai mult. Indiferent de ce. Mai mult din orice. Dar este tot atât de adevărat că, până la urmă, banii, în alte cuvinte, dacă trecem acum la partea economică, marfa, pentru că produsul, banul nu e altceva decât și el o marfă intermediară, pentru că nu mai putem să facem troc, cum se făcea în comuna primitivă, banul, până la urmă, este tot realizat de noi. Deci el nu se realizează de la sine puternic. Nu vine niciun îngeraș și nu există Rumpelstiltskin, care vine și face din paie aur. Nu. Orice produs este creat de noi, de mâna noastră. Ca atare, banul este făcut de noi. Ne face banul pe noi? Acum depinde și de cei 7 ani de acasă, în principal, și de modul în care îți aștern valorile. Dacă ajungi
cu cât te face banul mai mult, adică cu cât încerci să epatezi ceea ce ai, cu cât încerci să fii mai becalic, că îmi place chestia asta, e mai cinstită. Avem un substantiv comun creat în România, care cred că am putea să-l exportăm. Și la propriu și la figurat. Parțial l-am exportat. Cu mașină, cu tot. Am înțeles că făceau scandal cei de la Parlament la începutul sesiunii, că blocase o întreagă aripă de parcare, pentru că pusese mașina și nu mai putea să intre nicio mașină. Bă, deci, cu cât ești mai becalic, cu atât probabil că ai făcut bani mai ușor și cu atât ai mai puțin de arătat pentru acel ban. Sigur, banul poate să cumpere cultură, banul poate să cumpere școală, banul poate să cumpere multe. Poate să cumpere, într-adevăr, și Bentley-uri, Rolls-uri, aur, Rolex-uri și așa mai departe. Dar nu cred că dacă la sfârșitul Lucuță, de exemplu, tragi linie, nu cred că, într-adevăr, contează cât bagi în buzunarele sicrierilor. Pentru că, până la urmă, ori vin niște jefuitori și îți iau banii de acolo, ori un arheolog cu noroc găsește și el acolo niște monede pe care să le arate la un moment dat. Dar, ca să închei cu o notă serioasă, cât de mult ne face banul pe noi până la urmă, depinde de cât de intens te uiți de dimineață în oglindă. Dacă oglinda aceea te ajută la ceva, atunci poți să fii bogat și să nu fi fost făcut de bani. Și aici poate v-aș da ca exemplu, tot din România, Principesa Margareta. Dacă vreți, exact polul opus de la Becali. Un om care a crescut în noblețe, născut în noblețe, și pentru cei care ați putut să o vedeți, dacă ați avut și norocul să o cunoașteți, înțelegeți ce vreau să spun, adică mă refer la o persoană care înțelege că tot ceea ce realizează din interiorul ființei, și nu din interiorul numelui, a poziției sau a banului. Dacă tot vorbim de becari, știm că este europarlamentar, deci putem să-l întrebăm direct pe Petru. Și a pierdut euro. Și a pierdut euro. Păi să-l întrebăm atunci cum a fost domnia sa acolo. Dar revenind la această autoconfigurare sau această valoare, putem să-i spunem așa, relația cu banii, cred că este vorba de putere sufletească, virgulă care, nu neapărat are legătură cu originea. Deci nu neapărat trebuie să fii aristocrat ca să ai destulă minte la cap și să... Deci e 7 ani de acasă. Da, da, exact. Acasă ăla poate să fie o ceva de acasă. Da. Mediul mai restrâns. Să vedem ce spune și Petru. Când vorbim de bani și valori, ne gândim la anumite categorii sociale de altfel. Când te gândești la bani și politicieni, te gândești la bani furați. Că vrei, că nu vrei, asta e o valoare deja impregnată în mentalitatea românească. Și aici îmi vine în minte un banc, apropo de ce zicea Nils, vine un cetățean și pune bicicleta întâmplător în fața Parlamentului. La care gardianul de acolo se sesizează și îi spune: domnule, ați înnebunit, vă puneți bicicleta aici, pe aici trec deputați, senatori, luați-vă, domnule, bicicleta de acolo. La care cetățeanul zice că nu contează, că am încuiat-o. Așa că când vorbim de valori și bani, e o temă extrem de sensibilă. În ceea ce privește legătura dintre fericire și bani, îl contrazic puțin pe Nils aici, nu știu ce studiu a citit, dar ultimele studii la nivel mondial, nu știu dacă ați auzit de Happy Planet Index sau Better Life Index,
de la OECD, OECD, care au făcut legătura directă între fericire pe care au definit-o pe baza unor indicatori și produsul intern brut pe cap de locuitor. Și am cea mai nouă, cel mai nou studiu și rezultatele de la cel mai nou studiu, care spune așa, Luxemburg, care are cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor din lume. Da? 107.206 dolari pe cap de locuitor, are un index al fericirii de 29. Pe locul 2, Danemarca, 56.000 de dolari pe cap de locuitor, 36 indexul fericirii. Belgia, 43.037, le-a luat în creștere, în creșterea, în ordine crescătoare, ceea ce privește indexul fericirii. România se află pe locul 6, 7.900 de dolari produs intern brut pe cap de locuitor, grad de fericire 42. Pe români tot timpul mint la sondă. Acum întrebarea mare este, minte românul? Sau, și avem mai jos țări gen cea mai fericită țară, sau cei mai fericiți cetățeni se află în Costa Rica, cu un produs intern brut de 9.000 de dolari și un grad de fericire de 64. Da? La baza stabilirii indicatorilor au stat 32 de criterii. Astea sunt medii. Așa că putem sesiza oarecum un raport invers proporțional între bani și fericire. Dar până la urmă, ce concluzionăm din asta? Că există elemente foarte clare, cum ar fi mentalitatea, cum ar fi abilitatea cetățenilor de a defini fericirea, care contribuie la un grad mai sporit sau mai puțin sporit de fericire. Asta în legătura directă cu bani, pentru că la fericire nu contribuie doar bani. Și acum, pentru că am studiat managementul intercultural și acolo a intervenit un astfel de aspect, sau am și studiat aspectele astea, vreau să vă spun că, tehnic vorbind, adică măsurabil, regula SMART, depinde foarte mult cum ne definim noi obiectivele. Să știți, și ăsta este mesajul meu clar, întotdeauna dezamăgirea va fi atât de mare precum sunt așteptările înainte de a începe o acțiune. De aceea vă îndemn să vă stabiliți obiectivele în funcție de regula SMART. Probabil că cei mai mulți dintre voi știți ce înseamnă. Sustainable, measurable, applicable, realistic, râul e cel mai important. Da? Și transparent. Da? Deci râul este cel mai important din SMART. Regula SMART trebuie să stea la baza fiecărei stabiliri de obiective, fie că vorbim de obiective private sau obiective profesionale sau politice. Aici greșesc mulți politicieni și o spun în calitate de membru al unui partid și nu mai mă refer la politica românească, ci la Partidul Popular European, care insistă din ce în ce mai excesiv, îmi permit să spun, pe așezarea pe valori. În momentul de față se concurează la nivelul Parlamentului European între partide cine este mai bine așezat pe valori și a cărui partid politic sau grup politic din Parlamentul European a cărui valori sunt mai aplicabile pe societatea europeană, care se află într-o situație critică, mai ales din punct de vedere economic și financiar, și care la rândul ei are un impact negativ asupra mediului social și chiar asupra gândirii oamenilor. Și fac o paranteză aici, gradul de suicid a crescut în ultima vreme în Uniunea Europeană, unul dintre motive reprezentând chiar bani. De aceea există o strânsă legătură banii în general. Da. Și avem aici o legătură, se fac la nivelul Comisiei Europene deja analize care să reflecte efectul crizei în ceea ce privește gradul de suicid, respectiv în ceea ce privește lipsa fericirii sau dezamăgirii de la nivel social. Ei, și vă spun sincer că
este, dacă vedem pe o linie, o funcție într-un sistem de coordonate, e o cădere vizibilă în momentul de față. Deci există o legătură între bani și grad de fericire, dar medicamentul principal care ar putea interveni ar fi, repet, modul de a stabili obiective care depinde de mentalitate. Mentalitatea depinde de cultură. Și mâine vă voi spune mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă legătura între cultură, economie și fericire. Sunt foarte de acord cu Petru. Problema este că această dorință sau acest deziderat de a ne stabili țelurile realist nu prea funcționează în viața de zi cu zi. De ce? Pentru că nu trăim într-un vid, nu avem bani într-o mână și suntem complet izolați de societate, avem foarte multe influențe care care ajung la noi și ne lovesc practic în fiecare zi. Să începem cu reclamele, în care bucătăria este cât sala asta de fiecare dată. Deci nu vedem nicio reclamă, indiferent că se face reclamă la cartofi prăjiți sau la domeniul altceva. Nu vedem niciodată o bucătărie de bloc. Vedem întotdeauna bucătării, vă spun, cât sala asta. Pe urmă, valorile sunt propagate și de biserică. În momentul în care Biserica Ortodoxă Română proiectează construirea unei catedrale a neamului cât GDP-ul Bangladeshului și coboară din Mercedes-uri E-clase pe bani publici. Bine, asta nici nu mai contează. Este vorba de, este vorba de influențele încă o dată. Poate să-și construiască o biserică, Enoria și poate să-și construiască palat. Da, nu e vorba... Mă refer la bani publici. Da, exact. Eu mă refer strict la modelele și la valorile pe care le vedem zi cu zi și care ne sunt așa împinse în față, chiar dacă nu le dorim. Mă rog, putem alege și să nu ne uităm la televizor, ceea ce ar fi regretabil în cazul Digi24. Exact. Sunt toți telespectatorii acasă să iasă la picnic, că e și așa, e vremea frumoasă și așa mai departe. Dar vorbind serios, încă o dată, este foarte greu să fii realist și să-ți pui niște țeluri așa foarte lucide și în cunoștința banilor pe care ai în mână și ai veniturilor pe care poți să le prognozezi așa într-o marjă de timp de 4, 5, 6 luni. Și totul ar fi perfect, dar în momentul în care vezi asemenea diferențe, îți vine să te duci înapoi în vremea lui Ceaușescu, unde fiecare avea loc de muncă, apartament la bloc și mergeau la mare de întâi. Eu, dacă îmi permiți, aici trebuie să... Te rog. Eu întotdeauna spun că în politică nu putem face copy-paste. Că dacă am putea face chestia asta, ne-am uitat ce măsuri a luat Germania, Franța, țări mult mai dezvoltate decât România, le-am implementat în România și doar am traduce legislație și am fi extraordinar pe un ascendent și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și din punct de vedere politic. Nu se poate face acest lucru. Acum, acest exemplu, Catedrala Neamului, cu toți știm că există păreri pro și contra. Ce înseamnă asta? Românul este un creștin. În general, avem foarte mulți creștini care cred în biserică. Dacă vii și le spui că nu este necesară, există și tine așa care spun, nu este necesar că costă prea mulți bani. Și acești bani vin din buzunarul contribuabilului. Dar în același timp, vă spun sincer, românul își dorește catedrala mea. Așa că politica se face, indiferent despre ce am vorbit, se face după necesitățile și, atenție, și dorințele societățile pentru care faci politică. Aceleași politici, aceleași măsuri care se potrivesc pe o țară ca România, pe o țară cu necesitățile românilor sau pe o mentalitate ca a românilor, nu s-ar potrivi, de exemplu, pe o societate ca cea olandeză. Și invers. De aceea, revin la ideea, nu putem face copy-paste în politică și politica cea mai eficientă este aceea care poate identifica în mod eficient și rapid necesitățile oamenilor și să găsească soluții eficiente și rapide pentru acele necesități. Ceea ce, din păcate, și trebuie să spun, vin din rândul politicienilor, bătălia este mai mult pe cine e mai frumos, cine a greșit mai puțin decât celălalt, sau cum să împroșcăm pe celălalt cu mai mult noroi ca să rămân eu cu mai puțin noroi pe mine ca să am un avantaj electoral. Ei, de fapt, aici trebuie să focusăm mai mult, să ducem discursul pe
de pe formă pe fond și să vedem care sunt necesitățile. Că vorbim de Catedrala Neamului, n-am împotrivă. Deschide dezbatere publică. Vorbim de regionalizare. Deschide dezbatere publică. Am întrebat pe cineva aflat la guvernare săptămâna trecută într-o emisiune dacă au făcut consultări publice și a spus, da, am avut o dezbatere la universitate. E foarte bine și frumos, eu iubesc să stau de vorbă cu studenții. Însă, în același timp, cel care va avea de aplicat și de făcut administrație va fi primarul, președintele de regiune, președintele Consiliului Județean. Cu ăștia ai avut vreo discuție? Păi nu, că n-am avut. Despre asta vorbim. Discuția trebuie dusă pe fond și dezbaterea publică. Mai mult decât atât, eu personal sunt un mare prieten al public hearing-ului, pentru că cineva care stă pe un scaun în mijlocul Bucureștiului, fie în Parlamentul României, fie în Parlamentul European, n-are cum să știe toate detaliile. Poți să fie el cel mai deștept și să vină cu un background economic și cu un background profesional extraordinar. Deci trebuie, practic, să vorbești cu cei care aplică. Și atunci vei legifera corect. Și asta are în orice direcție aproape. Fie că vorbim de sistem social, fie că vorbim de economie, are de-a face cu banul. Da? Și știți de ce mai vorbim? Cât de pregătit este cetățeanul să scoată un leu în plus, fie pentru Catedrala Neamului, fie pentru un cămin de bătrâni mai elegant sau mai eficient. Sau pentru un cămin de bătrâni în plus. Da? Aproape în fiecare județ din țara asta există liste de așteptare să moară un bătrân ca să intre altul în casa de bătrâni. Petru, să lăsăm și pe ceilalți. Despre asta vorbim. Dar a trebuit să-ți dau o replică la chestia asta, pentru că nu puteam lăsa să spui că doar... Adică banul nu contează și mentalitatea nu contează. Pentru mine cred că sunt cele două elemente cruciale și centrale pentru... Am spus că mentalitatea nu contează. Din potrivă am fost de acord cu Nils că totul depinde de o abordare mentală a relației noastre cu banul. Și îmi pare rău că am adus în discuție Catedrala Neamului pentru că a fost un exemplu prost, iată, am intrat în altă discuție. Era vorba de frustrările pe care le simțim zi de zi față de niște modele care ni se propun și pe care nu ni le putem permite pentru că nu avem decent de loc. Vă rog. Da, dacă tu zici de modele care nu ne plac, o să vă povestesc eu câteva, o să vă dau câteva date pseudo-statistice dintr-un top foarte hulit, care se cheamă 500 miliardari, unde, evident, unul dintre multe dintre feedback-uri sunt, evident, negative legate de modul cum și-au făcut diversi oameni averea și, bineînțeles, sunt niște dezbateri și dispute, mai ales de modul cum am calculat noi acea avere. Asta e altă poveste. Dar, a spus Nils de studiul privind banii și fericirea, făcut la americani. După cum ai spus și tu, cel mai important era eșantionul pe care l-au luat. Așa și eu. Pot să vă spun că, evident, am făcut și noi și facem cam în fiecare an, încercăm să-i întrebăm pe acești, am luat ca eșantion exact 500 miliardari, care, la nivel teoretic, ar trebui să fie cei mai bogați oameni din România sau, în fine, cei de... pe care am reușit noi cât de cât să identificăm și să avem și niște cifre în spate. Bineînțeles că mai sunt și alții în spate, dar neavând cifre, iată că... În fine. Bun. Dacă i-am întrebat pe cei care ne-au răspuns la întrebarea banii aduc fericirea, absolut toți au zis nu, banii n-aduc fericirea. Dacă i-am întrebat care sunt valorile, evident niciunul dintre ei n-a spus bogăția, toți au spus că să facă legătura și cu prima parte la care am participat, familia. Absolut toți au spus, familia este cea mai importantă, nu banii contează și așa mai departe. Dacă ne uităm în... Capitolul România, nimeni nu ascultă mare. La modul cel mai serios. Sunt date statistice și contează foarte mult eșantionul. La modul cel mai serios. Deci nimeni nu ascultă mare. Este cea mai bună de la modul. La modul cel mai serios. Asta a fost feedback-ul. Familia e cea mai importantă. Astea sunt valorile, dincolo de orice, nu contează. Și, da, numărul, dacă... O altă întrebare o punem de fiecare dată, în fiecare an, evident, la cei care ne răspund, dar legat de familie, copii, starea socială, căsătorii, divorțat, nu vă exclud că după venirea crizei și, evident, prăbușirea averilor, a fost o explozie la modul cel mai serios, a divorțurilor în cadrul familiilor acestor oameni bogați din România. Deci, e o diferență foarte mare între ceea ce se declară
familia e cea mai importantă, banii n-aduc fericirea și ceea ce se întâmplă de fapt. Fericirea, până la urmă, nu? Dacă e vorba de un divorț în familie și și multe dintre divorțurile și vedeți atrețuri sunt foarte, foarte urâte. În spate se întâmplă multe, multe altele. Bun, unde vreau să ajung este că pentru românii cu bani, banii n-aduc fericirea. Pentru românii cu bani, familia contează cel mai mult. Pe de altă parte, încercăm de fiecare dată pe Facebook și la avem un eveniment care se cheamă Academia Forbes. Asta ce înseamnă? Că ne plimbăm prin universități și încercăm noi în cel mai scurt timp să ne plimbăm și prin licee și să pur și simplu să povestim despre bani, avere, valori și așa mai departe cu studenții, cu sperăm și cu liceeni. Acolo feedback-ul pe care îl primim de cel mai multe ori este că, da, ok, banii sunt fundamentali în asigurarea fericirii. Deci, iată, cumva, ăștia sunt cei doi poli. Pentru cine are bani, cine i-a obținut, deja, în fine, situația devine mai relaxată. Am făcut la un moment dat un cover story despre bogăție și am încercat de-a lungul timpului, apropo de ce spunea cineva din sală, am încercat de-a lungul celor 12 ani să vedem și cam pe unde ar fi acea cifră, dincolo de care să nu mai conteze câți bani ai. Adică un fel de prag maxim al fericirii. La un moment dat, Dan Șucu zicea că ar fi cam 3 milioane de euro. Cel puțin asta era când eram la Business Magazine, acum mulți ani. Cam atunci ăsta era 3 milioane de euro, era un prag de ăsta care asigura o relaxare completă, pentru că era un nivel la care familia ta putea să stea liniștită, deja căpătai o anumită relaxare. Acum... Luat-o în sincron acum 8 luni, 10 luni, cam așa ceva, la Casa de Ajutor Reciprocomenia. Serios, fără ceva. Și era o doamnă, avea 77 de ani și am întrebat exact întrebarea asta. Câți bani aveți nevoie ca să fiți absolut relaxată de acum purerea și vecii vecilor? Mi-a spus 5.000 de euro. Ca să vezi... De-aia zic, cu cât ai mai mult, cu atât... Absolut. Da. Pentru că asta era o cifră care nu se putea închipui. 5.000 de euro, ea nu-și putea imagina suma asta. Cred că... Asta vorbim până la urmă, și spuneai de realism. Până la urmă, cred că asta e. Vorbim de un eșantion cât mai reprezentativ și pe care cred că e foarte, foarte greu să-l găsim. Și noi, cel puțin din ce vedem, noi scriem despre bani. Ok, toată lumea ne zice, băi, ok, voi sunteți aia care scrieți despre bani. În 2006-2007 chiar era foarte fun să scrii despre bani. Era așa, era o euforie. Wow, deja vor scria niște cifre din astea imense. Mulți, cel puțin în imobiliare, ca să vă dați seama, se vindeau apartamentele de... Sau, în fine, se vindeau apartamente. Se făceau bani fără să se construiască efectiv. Deci era o nebunie. Ok, după 2008 și mai ales după 2010, așa, a devenit, voi care scrieți despre bani, venit așa un fel de... Dar, cumva, asta este ceea ce am descoperit eu, am descoperit noi, că a evoluat foarte mult sentimentul de bani și fericire, a evoluat foarte mult raportat la nivelul banilor din buzunar sau din cont, dacă vrei. Pentru că, și mai fac o foarte scurtă paranteză și predau oficial sau nu oficial legătura. Am întrebat, una dintre întrebările frecvente pe care le pune un ziarist în România, un ziarist de la o publicație economică, este ok, cum ați făcut primul milion și povestiți-ne un pic ce ați simțit în momentele alea când ați făcut primul milion. Aproape fără excepție, oamenii spun, dar a fost chiar atât de important. Dar dincolo de când încep să îl descoși un pic, vezi că, de fapt, momentul ăla este un obiectiv foarte, foarte important și a creat o emoție. De fapt, nici nu mai mi-aduc aminte. Era 24 ianuarie și am transferat primul stoc de nu știu ce, nu știu ce. Deci e o chestie asta foarte interesantă. De fapt, nu mai contează atât de mult primul milion. Da? În spate are întreaga poveste foarte bine fundamentată. Deci, da, banii aduc fericirea, din ce am văzut eu până acum. Mulțumesc.
Și, na, sau ca să parafrazez, nu banii, cât numărul lor, nu? Era o glumă. Banii și fericirea. Acum eu, fără să încerc să fiu carabinul care să au fost poziții așa și așa, aș spune un lucru care mi se pare evident, și anume că, deși că există studii și păreri diferite, concluzii diferite, apropo de bani dacă aduc fericirea și câți bani aduc fericirea, cred că un lucru e clar, că lipsa banilor sigur te face nefericit. E clar că lucrurile sunt, pentru cineva, muntele de aur este 3 milioane de euro, pentru cineva este 3 miliarde și pentru cineva este 5.000 de euro. Are aceeași valoare, muntele de aur, găina care face, sau gâscă care face oul de aur. Pentru doamna, nu pentru mine. Da, bine. Ați auzit de sincronul de la Casa Omenie. Opinez că, totuși, fericirea sau împlinirea, satisfacția, nu vine de la un produs, oricare fie acela. Ci vine dintr-un proces. Acum, e drept că fiecare dintre noi, în funcție de obiectivele, de smart, apropo de ce ne propunem, procesul acesta poate să fie diferit. Să iau, nu știu, două, trei exemple rapide. Poate pentru cineva, ideea de țel în viață și obiectiv este să ajungă în top 500. Și vă doresc la cât mai mult să ajungeți. Și pentru acea persoană are nevoie de capital, are nevoie de bani de investiții, are nevoie să-și plătească angajații cheie, ca să poată să-și ducă la îndeplinire visul, să facă primul milion, că de acolo e mai ușor. Dar are nevoie, în acest proces, de bani. Pentru cineva, ideea de fericire, împlinire, poate să țină, nu știu, să aibă un apartament, nu neapărat de lux, cu bucătăria cât garajul sau cât camera asta, dar să aibă 2-3 copii, să fie fericit, să îmbătrânească împreună. E o idee de fericire. Dar și în acel proces e nevoie de ceva bani. Să îngrijești copilul, să cumperi apartamentul, toate aceste lucruri. Pentru altcineva, ideea de fericire poate să țină de genul să fie un altruist, să fie un filantrop, să ajute pe altcineva. Aici pot să fac și o mică paranteză că acum 100 de ani, marea dispută la nivel mondial, apropo de topor, era între Andrew Carnegie și John D. Rockefeller. Și la un moment dat, după ce s-au îmbogățit fantastic de mult, adică relativ vorbim mult mai mult decât bogații de astăzi, între ei a început o competiție care dă mai mulți bani. Și deși Carnegie a fost mai generos, totuși l-a bătut Rockefeller, că a trăit cu 30 ani mai mult și a putut să facă mult mai multe lucruri. Și până la sfârșitul vieții lor au dat zeci de miliarde echivalent din banii de astăzi. Ceea ce arată că oamenii totuși, și cei care au muntele de aur, totuși vor să facă și altceva cu ei. Dar chiar și filantropul, să spun, cineva care vrea să, nu știu, să ajute copiii, să ajute animale sau altceva, și el are nevoie de bani ca să-și plinească acel scop. Deci în acest proces, fie indiferent în ce proces, în ce aventură a vieții urmăm, avem nevoie și de bani. Pentru că sunt aici mulți tineri și care încă n-ați ajuns încă 500, încă, mă gândesc că și observ un lucru, că foarte mulți oameni caută banii ca scop în sine sau ca rezultat direct. Dar banii sunt necesari, sunt buni, sunt o unealtă extraordinară. Cineva spune că sunt un stăpân nemilos însă. Ce aș recomanda eu sau ce aș propune eu este ca mai degrabă să căutăm o pasiune, o vocație, un lucru la care suntem foarte buni și dacă suntem buni cu adevărat la ceva, mai devreme sau mai târziu cineva va cumpăra produsul nostru, ne va dori serviciile noastre. Și spun asta, amintesc de după Revoluție. A fost din generația aceea care, pe vremea aia, plouai, aveai treapta întâi, treapta a doua și deja după treapta a doua spuneai spre ce mă orientez, spre politehnică sau medicină sau altceva. Eu am fost unul dintre puținii că Revoluția ne-a prins în clasa 11, mi-am schimbat opțiunea, pentru că mi-am dat seama că chiar de două ori până am dat examenul, pentru că mi-am dat seama că realitățile sunt altfel. De multe oameni merg așa, puțin ca turma, la medicină, la juriști, la economie, la astea că suntem aproape. Fără să se întrebe, ok, de eu la ce sunt bun? Ce mă face pe mine să ticăi? Ce îmi dă mai multă pasiune? Un proverb chinezesc spune că descoperă vocația sau la ce ești bun și nu va mai trebui să muncești o zi din viața ta. Pentru că chiar dacă va fi muncă, vi se va, o va face cu pasiune, cu plăcere. Și banii vor și veni. Ce mă preocupă pe mine, apropo de modele de societatea noastră, este că de multe ori ideea de bani direct în sine ajunge să fie produsul final. Ori cu banii, știți că noi de multe ori ne pierdem sănătatea ca să facem bani și după aceea cheltuim banii să ne recâștigăm sănătatea. Și atunci, ca să zic așa,
avem nevoie de bani în procesul atingerii fericirii, cum l-am definit noi. Fără ei suntem tare nefericiți, dar în același timp există acest pericol. Și cu asta închei. Pentru că banii pot să cumpere așa de multe lucruri. Mai ales în România. În România pot să cumpere mai multe lucruri cu bani decât în alte locuri. Pentru a face bani. Pasiune, și așa mai departe. Nu vine mea bani. Și a doua întrebare. Școala românească este... pregătește oamenii, adică se încadreze piața muncii sau nu? Și ce îi lipsește dacă nu? Ce îi lipsește? Ce ar trebui schimbat? Deci vorbim despre bani și deci... Nu mai am timp, vă rog. Mulțumesc mult! Am două întrebări, sunt foarte bune și cred că de interes și pentru sală. Da. Unu, care ar fi elementele pentru a avea succes în ceea ce privește dobândirea banilor? Da. Nu mai vorbim de suficient sau insuficient. De a face bani ca să dobândești fericire. Aș vrea să încep cu exemplul meu propriu. Eu când am terminat clasa 8-a, în anul 1995, ori aveai școală, ori nu, ori aveai facultate, ori nu, erai același om cu cineva care nu avea. Ba, din contră, unul care a fost o lună, două, trei, cinci sau șase în Spania, Italia sau Germania și venea cu o mașină de 2000 de mărci pe vremea aia, și cu pereche de blugi pe el, era mult peste cel care avea 4 ani de facultate în spate, susținut de acasă, cu plasa, cu cozonacul, cu cartofii de la mamă. Cu alte cuvinte, vorbim de bani și valori. Ce era mai valoros? O facultate, educația, adică, sau mașina de 2000 de mărci și blugi pe care avea acel individ, care nu avea școală, dar avea mașină și blugi. Și am decis în momentul respectiv să-mi iau lumea în cap și să plec în Germania. Exact, plecând de la exact acest considerent. Pentru că ori cu 4 ani de facultate, ori fără, pe piața din România, piața forțelor de muncă din România, care nu exista, aveai aceeași nouă valoare. Nu pot spui că aveai aceeași valoare. Am plecat și 2 ani și jumătate, ca și exemplul din spate, 2 ani și jumătate, am găsit fericirea în faptul că aveam de muncă. Dădeam mortar și cărămidă la mână, la zidar, până la etajul 2. Eu singur urcam peste el. De pe etaj, pe 2. Și eram foarte fericit că am posibilitatea de a câștiga bani. Nu câștigam, aveam 40 de mărci pe zi. Pentru 12 ore de muncă în felul ăsta. Dar pentru mine era o imensă fericire că aveam această oportunitate. Deci eu vedeam mai mult oportunitatea și mai puțin faptul că câștigam 10% cât câștiga altcineva care făcea aceeași muncă de altă naționalitate în Germania. După 2 ani și jumătate, mi-am spus mie însumi, Petru, aici nu este locul tău. Știam deja limba germană de la un anumit nivel și am spus că trebuie să-mi urmez acel obiectiv pe care l-am avut întotdeauna când eram la liceu. Și anume, să studiez. Am plecat la ziua ușilor deschise, la Universitatea de Nord-Est Germania, am văzut cu ce se... am încercat să aflu. Vă scuzați de expresie, cu ce se mănâncă fiecare domeniu de studiu. Și m-am hotărât pentru domeniul economic. Deci, practic, obiectivul meu pe care îl aveam la liceu, îl puteam realiza după o perioadă de a câștiga bani, într-un mod destul de greu. Dar nu vreau să pierdem din vedere faptul că, pentru mine, și umilința socială pe care am suferit-o 2 ani și jumătate, ca român, între nemți, în 1995 nu mergeai cu buletinul în Germania, aveai vise în pașaport și nu aveai certitudinea că te vor lăsa la granița să intri. Și faptul că am văzut o oportunitate în acei 2 ani și jumătate de a pune un buget deoparte să pot să studiez mai târziu. Așa că pentru mine acei bani, în comparație cu domnul din spate, au însemnat extrem de mult. Pentru că eu puteam realiza un obiectiv. Au însemnat extreme. Deci, primul, și acum vin cu răspunsul concret la întrebare, ambiția este primul element care
te face să ai succes sau nu, inclusiv în a câștiga bani. Determinarea cu care muncești este iarăși un al doilea element care nu are voie să lipsească. Și aici, iarăși fac o paranteză, lucram cu un polonezic, că eram scânduri de bongosi, nu știu dacă știți ce înseamnă bongosi, scândura aia braziliană care rezistă la 50 de ani în apă. Foarte grea. Și eu luam câte 7 bucăți și le duceam într-un graj pe care îl construiam noi, și el lua 2 sau una și jumătate. Și spunea, zic, băi, dar hai să luăm, că nu terminăm până de seară. La care spune, Petru, eu am venit aici să câștig pinionțe, nu să muncesc. Și am stat eu, mă durea spatele, bineînțeles, seara, mă, aveam ție să facă masaj și toate alea. Dar vreau să spun că mi-am dat seama că pe undeva, hai să zic că nu poate, poate nu chiar ca el, dar o linie de mijloc, ar fi fost mai bine. Eu n-aveam nicio valoare adăugată prin faptul că eu l-am 7 scânduri față de el 2. Deci, practic, perseverența este o altă, un alt element, nu zic valoare, un alt element care te face să... Eu nu lucram ce îmi plăcea, vă spun sincer. Nu era obiectivul meu ideal în viață, să car scânduri sau să turn betoane. Sau să car cărămide. Dar aveam o stare de fericire pentru că vedeam o șansă, o oportunitate. Și de aia spun că perseverența am tras până la capăt, am avut o sumă de bani, am început studiul. În momentul ăla, clar că greu abia începea pentru mine, că nu mai aveam 12 ore să câștig bani, ci trebuia să merg la facultate și la cursuri de limbă. Limba academică germană este mult mai dificilă decât limba de stradă pe care o știam pe primul momentul respectiv. Mă trezeam la 3 dimineața, mergeam și cărcam camioane cu pachete până la ora 10 dimineața, adică 7 ore de muncă. Și de acolo mă schimbam în alte haine, mergeam direct la universitate. De la universitate mergeam la cursuri de limbă. De acolo mă întorceam acasă, făceam temele și a doua zi dimineața, după 3-4 ore de somn, începeam de la zero. Deci, practic, iarăși perseverență și implicare. Dar aveam un obiectiv, chiar dacă Nils vrea să spună că obiectivele sunt formale și informale. Nu! Și alea personale sunt tot obiective. Și e bine și pe alea să le definești și... Vedeți că insist pe această chestiune, să le definești după regula SMART. Da? Și a doua... Da, da. Cu a doua întrebare, eu sunt unul dintre cei mai mari critici ai guvernului Funeriu, nu zic guvernul Funeriu, ai ministrului Funeriu, care a adus această reformă în sistemul de învățământ. Ce îmi lipsește mie în sistemul de învățământ în România este orientarea practică. Sistemul de învățământ în România încă este un producător de diplome sau diplomați, nu diplomați, diplomați. Dar întrebarea mare este, atunci când ai terminat facultatea, câte lucruri practice știi să faci? Și inclusiv absolventul trăiește un șoc atunci când intre în câmpul muncii, îl pune angajatorul să facă ceva, a luat licența cu 10 și își dă seama cât de puțin știu. Cine e vinovat? Studentul sau sistemul? Și aici eu repet, revin și repet, mai ales că am avut șansa și privilegiul, aș spune, să studiez în Germania, America și Australia, unde orientarea practică este foarte pregnantă. Și, bineînțeles, vrând nevrând am comparat sistemul românesc cu aceste 3 sisteme de învățământ și de aceea mi-am permis, mai ales acum și în calitate de reprezentant al românilor la nivel european, care legiferăm pentru 27 de state membre, nici să vrem nu putem legifera doar pentru România, vă spun foarte clar că în România trebuie dată în primul și în primul rând orientare practică legii învățământului sau sistemului de învățământ. Să producem experți pentru clasa de mijloc. Noi ne plângem că avem doar bogați și săraci, că discrepanța între aceștia crește. Unul dintre motive îl reprezintă sistemul educațional, pentru că acesta nu produce forță de muncă potrivită pentru clasa de mijloc. Ingineri, IT-iști, meșteșugari, etc. Aceștia nu mai sunt oameni de valoare în viziunea sistemului de învățământ în România în momentul de față. Ei, și de aia ne întoarcem la o mentalitate, la elementul de mentalitate, care din punctul meu de vedere este greșit. Ca să fii de valoare, nu numai decât trebuie să ai facultate sau studii superioare. Trebuie să știi ceva să faci și ce faci să faci bine.
și atunci vei avea succes. Și cu asta cred că am răspuns concret la întrebare. Aici, așa este drumul, ăsta este drumul concret și astea ar fi elementele cele mai importante, desigur, mai sunt și altele, pentru a avea succes, inclusiv în acest moment. O întrebare simplă, aș dori un răspuns de la fiecare invitat. Ce anume vă lipsește în prezent pentru a fi pe deplin fericiți? Ce bine că e să fii fericiți? Posibilitatea să zbor. Eu trebuie să spun că, într-adevăr, am făcut foarte multe concesii pentru a avea succes peste medie pe plan profesional. Pentru asta am neglijat extrem de mult componenta privată a vieții mele. Și aș putea spune că ceea ce îmi lipsește, îmi lipsește foarte mult din viața privată, mai ales ținând cont de structura jobului meu. Eu sunt 3-4 zile pe săptămână la Bruxelles sau Strasbourg, 3 săptămâni la Bruxelles, 1 săptămână la Strasbourg. Săptămâna trecută am fost în vizită oficială la Tallinn, adică am venit de acolo, am fugit până în Bucovina, am stat două zile luni, a doua zi de Paște, am urcat în avion și am plecat înapoi la Bruxelles. Azi, la acum 6 ore, 4, 5 ore am întors. Mâine iarăși plec în nord, după care luni dimineața iarăși la Bruxelles. Și vă puteți da seama că timp pentru viața privată nu există. Deci, asta este ceea ce îmi lipsește mie mult, concret în momentul de față. Asta este mandatul, asta este structura jobului și ca să o citesc pe mama mea, nu mă plâng, pentru că toată lumea are un greu, numai nu-i la fel cu mine. Și atunci îl înțelegi pe prințul de Monaco că a făcut copii cu stewardess, nu? Nu știam asta, dar... E informație de asta. Da. Eu dacă ar trebui să spun că, bine, eu am un copil de aproape 9 luni și, în general, după ora 8 seara sunt la băiță. Deci asta e una dintre puținele serii în care nu particip la evenimentul social, pentru lumea de familie și anume băița. Cred că au fost 2 sau 3 zile, deci da, cred că asta ar fi. Chiar eu, ăla e cel mai fericit moment al zilei, între 8 și 9 jumate, așa, când e băița, da. Asta nu are legătură cu boli. Se termină. Se termină, da? Dar noi încercăm, am făcut un fel de... N-am făcut pariu, dar vreau să vedem cât putem să ducem așa, știi? Trist, dar adevărat. Bună întrebare, felicitări. Sunt și lucruri punctuale sau, e clar, și lucruri așa poate mai de idei sau idealuri. Aș fi mai fericit dacă aș trăi într-un oraș cu mai puțin zgomot. De exemplu. Pentru mine asta ar fi unul care ține multe... Bine, și cu mai puține, mai multă îngăduință mi-ar arăta Tărădica pentru un nefumător, care în orașul ăsta n-au nicio șansă, în fine. Dar, de asemenea, aș fi mai fericit dacă aș avea mai puține slăbiciuni de caracter. Aș fi mai fericit dacă aș avea mai mult bani, nu pentru mine neapărat, pentru proiectele multe, multe care le am, dar aș fi și mai fericit dacă aș trăi într-o societate în care mai mulți oameni ar gândi, chiar gândi, apropo de minți deschise, și să nu le dau lucruri de prefabricate de la alții. Nu neapărat de la televiziune. Da, așa, în general. Câteva răspunsuri posibile. Și moderatorul. Eu nu sunt invitat. Ar fi mai fericit dacă avea audiență mai mare sau ce? Eu nu vreau audiență. Nu, eu nu vreau audiență. Audiența are Antena 3. A avut-o și a plecat de la audiență. Mă rog. Vreau să fiu ascultat, nu audiență. Nu credeți că ceea ce ar trebui fiecare om, sau să spunem român, dacă tot suntem români aici, să urmărească ar fi independența economică și nu... nu anume sumă de bani, pentru că întotdeauna când avem mai mulți bani, cum a spus și dumneavoastră, vom încerca să cheltuim și ceea ce vom câștiga, în cele mai multe cazuri, se va da pe altceva și vom avea multe cheltuieli decât câștiguri. Așa, dar eu consider că independența economică ar fi principalul punct care ar fi urmărit. Și unde este linia aceea? Care e linia independenței? În momentul în care vom câștiga mai mult decât cheltuim. Da, aici. Cum se stabilește? Astea sunt mișcătoare. Nu e așa. Tocmai prin valorile care trebuie să ne atribuim să fie. Pătrâna de care spuneam la omenia,
Probabil că dacă ar câștiga undeva la 1000 de lei, ar fi sețintan de apamante. Șansele sunt că dacă ar câștiga 1000 de lei, probabil chiar și la 77 de ani, s-ar gândi probabil că ar vrea să se ducă la băi la Techechior, ceea ce ar însemna probabil încă 300 de lei. Ar fi cu 300 de lei sub ceea ce are nevoie. De-aia zic, e o linie mișcătoare. Nu cred că poți să tragi acea linie și să spui aici este cheltuiala și aici este încasarea. În general încerc să le balansez. Dar dovada cea mai bună este că dacă o iei de la... folosesc foarte des exemplu american, nu pentru că îl consider bun, ci pentru că are pilde foarte bune tocmai prin ceea ce nu funcționează. Apropo de faptul că are atât de mulți ani în care a încercat să se șlefuiască și își dă seama de fiecare dată cât de neșlefuit este. Se schimbă mai rău. E probabil una dintre cele mai dinamice societăți în ceea ce privește schimbarea. Dar nu reușește să se șlefuiască tocmai pentru că mereu apare o nouă situație. Statele Unite au inventat trăitul pe crezi. E o invenție pur americană. De prin anii 50, sfârșitul anilor 50, când a apărut trăitul pe credit. Și ideea în Statele Unite este că dacă nu ai un credit, nu există. Nu exagerez. O să fii multimilionar. Dacă n-ai avut în viața ta un credit și te duci la bancă să-ți dea un credit card, te pune să pui cash colateral, adică să pui cât vrei card. Dă 1000 de dolari. Perfect. Pune tu 1000 de dolari jos și o să dau ție un card de 1000 de dolari. Adică în alte cuvinte, până la urmă, tot banii mei cheltuiesc. E cam ca studenții cu restanțe, nu? Exact. Nu ești student dacă n-ai avut o restanță. Nu poți să zici că ai fost la facultate. E o prostie. Acest sistem de credit însă, ce face de fapt? Te învață exact acest lucru. Să trăiești mereu un pas mai mult decât este plapuma. Adică mai întinzi un picior afară, după care cauți plapuma, iarăși mai ai dat de plapuma, gata, am reușit să întind plapuma. Mai scoți o dată picior afară. Și atunci, practic, linia de care vorbești tu de a avea cheltuielile mereu sub nivelul venitului, nu se întâmplă niciodată. Niciodată. Dar de asta sunt acum 200 de milioane de americani care nu mai au plapuma, să nu le mai... Nu sunt 200 de milioane, sunt în jur de 3 miliarde de oameni pe planetă în momentul de față. Dar vorbesc apropo de faptul că a devenit până la urmă un stil de viață în sine. Și conceptul, dacă încerci astăzi să trăiești în oricare dintre țările altele, să spunem, decât Asia de Sud-Est, cu toate că și acolo a început să apară, să zicem, țările centrafricane. Oriunde, dacă vrei, mă rog să cumpăr o casă. Până ziua, am venit să cumpăr o casă. Perfect, ai cumpărat casa, automat vine ipoteca. Ideea de a cumpăra, eu când am venit în 93 în România și vedeam că se vindeau apartamente și veneau cu valizuța cu bani, pe vremea aia era 25.000, 30.000 un apartament, era deja super lux. Și venea unul cu valizuța cu bani, era ca și concept pentru mine un lucru străin. De ce să-mi bag eu banii în pereți? Pentru că ulterior, după ce s-a format această obișnuință, a venit și explicații. Adică întotdeauna când faci o prostie, până vii să o justifici bine de tot și o faci știință. În momentul de față, orice economist, orice economist de anul 2 de facultate învață că este mult mai ieftin să cheltuiești banul altuia, recte al băncii, decât banul tău. Și dacă te duci și spui unui economist, mă duc să-mi cumpăr o mașină cu banii jos, se uită la tine și spune, ce-ai băut? Păi iei banii ăia și din banii ăia faci bani și cumperi mașina cu credit cu 2% dobândă. Iar banii tăi fac mai mult decât 2%. Ca atare, logic, nu cumperi pe banii tăi. Căci banul tău e mult mai scump decât banul altuia. Evident, este o justificare a imbecilității inițiale de a crea sistemul de credit. Pe de altă parte, însă, nu poți să ai dezvoltare dacă tot timpul stai mai pe limita de venit.
pentru că trebuie să ai și provocarea. Mi-aduc aminte că vorbeam cu Gabi Sabo apropo de cursele ei magnifice și Gabi îmi spunea întotdeauna, zice, cel mai important om pentru mine într-o cursă este competitorul meu. Ăla care e pe locul 2, argintul meu. Pentru că dacă n-ar exista argintul, eu n-aș lua aurul niciodată. E un concept foarte important. La fel cum e și cu bani. Dacă nu ai presiunea, dacă n-am trăit acum într-o... Perfect. Mâine ne mutăm în chibuț. În chibuț nu există bani. Vorbesc serios. În chibuț nu există bani. Este starea comunismului absolut. Și funcționează. Funcționează dintr-un foarte simplu motiv. Acela că tu decizi când vrei să intri, tu decizi când vrei să, vrei să ieși. Asta a fost marea prostie a sistemului comunist băscară. Mergem mâine într-un chibuț. Într-un chibuț ți se dă task. Ți se dă temă. Tu mâine trebuie să faci, să sădești 20 de roșii. Dacă nu vine să-ți spună cineva să faci chestia asta, tu n-ai de unde să știi că ai nevoie de 20 de roșii. La fel și aici, dacă n-am presiunea cheltuielilor, eu să fiu cinstit, dacă m-ar întreba pe mine azi cineva ce aș vrea să fac, aș vrea să mă duc unde am moștenit socrul meu teren de la maică sa, e un vârf de munte pe, la, pe peste Gioaciu, unde nu merge telefon, nu merge nimic. Eu asta aș vrea. Mi-au cărțile mele, să am ce citi și citesc și scriu. Asta e tot ce vreau să fac în momentul de față. Dar nu pot, pentru că ar trebui teoretic să mă hrănesc. Deci, e un lanț. Doar ca să înțelegi de unde vine mișcarea asta. Poți să continui teoria asta, dacă vrei, și până mâine dimineață. Este exact ca bătut de chibrit. Partea de sus, partea de jos. Orele sunt înaintate, așa că mai avem timp de o singură întrebare. Adică mai există acolo. Spunea că noi românii suntem locul 6 la fericire și spun mulți că fericirea... Un pic mai tare, că nu auzim aici. Spunea că românii sunt pe locul 6 la fericire în lume, dar în sondaj. Eu am lucrat în sondaje de opinie, cam știu cum să fac. 70%... Nu, din 6 țări citite era acolo. A, din 6 țări citite. Nu, locul 6 e jos în sus. Da, la cea mai mică valoare, dacă ai urmărit. Bun, să facem, de exemplu, un exercițiu de imaginație. Undeva 70% din populația țării trăiește undeva cu un venit până în 2000 de lei. Deci îmi este soțul care ia 6-7 milioane pe lună și soția care ia tot acolo. Și ei au doi copii, ambii la facultate, într-un centru universitar din Mioritica noastră țară. Vreau să vă întreb, o să faceți un exercițiu de imaginație, cât de fericiți credeți că sunt acei doi părinți? Să răspund eu la o chestiune. Una dintre chestiile pe care vorbeai de americani, una dintre chestiile pe care le-am văzut scrise acolo de fiecare dată și povestite acolo de fiecare dată, este că sunt tot mai mulți oameni acolo care conștientizează de unde le vin acei bani. Contează foarte mult. Sunt două categorii până la urmă, da? Antreprenorii și angajați. Antreprenorii sunt aia care, teoretic, sunt niște nebuni și sunt aia care le spun toți oamenii, bă, nu o să meargă niciodată chestia asta. Și ei merg așa, tăvălu, nebunie, lasă-mă, că am nebunia mea, că am făcut o dată de două, de cinci, de zece, nu contează. Fine, o să reușesc eu, cum spunea Petru, ambiție, știi? Ăștia sunt antreprenori, sunt angajați. Cred că este foarte important ca fiecare angajat să înțeleagă dacă jobul pe care îl face, într-o primă fază, generează mai mulți bani decât costă. Dacă meseria pe care o face el generează mai mulți bani decât costă, înseamnă că e o meserie sustenabilă. Dacă vrea să câștige mai mult, la modul serios, trebuie să gândească dacă, cum a spus Petru, poate să-și îmbunătățească ceva. Educație, pregătire, etc. Deci, cumva, e chiar și pentru un angajat, cred că e foarte important să aibă o perspectivă, în fine, trebuie să se cunoască, cum a spus și Petru, și să înțeleagă dacă
ce face el e cu adevărat sustenabil. Deci, da, la nivel social, orice salariile în România sunt printre cele mai mici din Europa. Și da, nu sunt bani. Dar dacă fiecare ar gândi și nivelul de și educația nu e adecvată, dar da, fiecare, asta e vestea proastă pe care o am pentru oricine, că fiecare trebuie să gândească pentru el, să muncească pentru el și, na, viața e grea. Și o să fie și mai grea. Am văzut că s-a uitat puțin urât, așa, cred că la mine se uita mai mult. Așa, pentru că eu am exprimat acele cifre. Eu cred că mi s-a dat deja, cel puțin parțial, răspuns la întrebarea asta cu plapuma și cu piciorul și cu cât ne întindem. Eu cred că acea familie, ca să fiu foarte concret, scurt și la obiect, dacă și-ar raționaliza costurile, ar vedea o șansă în faptul că au două salarii, pe care nu toată lumea în țara asta le are, și au doi copii la facultate. Și atunci ar spune, da, putem să ne considerăm fericiți. Dacă te gândești la neajunsuri sau că trebuie să renunți la anumite lucruri sau... Nu zic luxuri, dar anumite lucruri, unele chiar utile, lună de lună. Nu este un lucru care să provoace fericire. Dar, dacă noi tot timpul tindem să vedem partea goală, jumătatea goală a paharului și să o scoatem din raza de vedere a noastră pe cea plină, cred că iarăși ne întoarcem la ce spuneam inițial, mentalitate. Sunt multe exemple de dat, dar din păcate timpul este foarte înaintat. Perseverența, că după o perioadă cu siguranță vor putea ajunge la un venit mai bun, sau după 3-4 ani copiii nu o să mai aibă nevoie de atâția bani sau vor câștiga banii proprii. Deci, practic, cu siguranță trebuie toți să facem concesii în viață. Însă, pentru voi ca mesaj clar, să știți că există, sau România se află într-un proces de sedimentare socială. Ce înseamnă asta? Există cei bogați, a căror copii, vrând nevrând, cu sau fără educație, vor avea o viață bună, un standard de viață ridicat. Există categoria a doua, a celor săraci, fără bani, fără sprijin de acasă, care însă au educație și au o șansă de a-și face un trai mai dezvoltat. Și există, din păcate, categoria a treia, și săraci, și fără educație, care putem presupune că mult timp de aici încolo vor rămâne la acel nivel și vor avea multe neajunsuri. Nu încerc acum să fac legătura între cele trei categorii și fericire, care fi o dezbatere întreagă de 2-3 ori. Dar de aceea, sfatul meu este, indiferent din care categorie faceți parte, credeți în valoarea educației, nu întâmplător s-a pus întrebarea, și eu cred foarte mult că oricine prin educație își poate genera un plus de fericire. Să încerc și eu răspuns scot la întrebarea despre acei părinți și posibilitatea de a fi fericiți. Dacă mai multe răspuns aici nu din punct de vedere financiar, economic, e clar că e greu. Și a coșurilor zilnice și tot ceea ce înseamnă, e aproape o minune că se descurcă. Și mulți banchieri sau economiști ar trebui să studieze astfel de familie. Dar răspunsul meu e de altă natură. Eu am trăit într-o astfel de familie. Am fost al treilea copil și frații mei erau cu mulți mai mari ca mine. Și în 79-80, când eram tocmai intrat la școală, eram la facultate. Eu petreceam în medie câte 2 ore pe zi la cumpărături. La lapte mă duceam la 6:30 dimineața înainte de a merge la școală, ca să am timp să-l fierb până mă duc la școală pe 8. Și în fiecare weekend, mama trimitea sacoșele de mâncare celebre la fratele și la sora care erau la Iași. Eram trist că îmi plăcea și îmi place, după cum se vede, dulcele. Și de obicei rămâneam doar cu margini de la prăjituri, pentru că mergeau la fratele și la sora mea. Salariile erau mici, bine, vremea aia și banii erau cu totul altfel, că nu avea ce să cumperi din alimentarele goale. Dar întrebarea asta era, nu cum se descurcă, ci final de fericire. Părinții mei erau foarte fericiți. Erau foarte fericiți pentru că puteau să facă ceva pentru copiii lor. Erau fericiți pentru că mama mea a vrut să facă la școală. Era bătută când se duce la școală. De obicei era invers. Acum, ea vrea să meargă la școală, dar din cauza vremurilor grele de atunci, din anii 40-50, trebuiau copiii mai mari să muncească pământul, ca eventual celălalt să aibă șansă ce să mănânce. Deci pentru ea a fost o fericire. La urma urmei, totuși contează și ce-ți propui. Și faptul că peste 10 ani, când fratele și sora mea erau la casa lor, a venit rândul meu să primesc 10 de pachete de acasă în 4 ani de facultate. Deci, cu alte cuvinte, puteau fi fericiți, dar
e trist că România după 23 de ani, probabil de sedimentare, nu știu, e trist că totuși așa de multe familii trebuie să trăiască în acest fel. Dar aici intrăm la subiect. Eu aș încheia cu observația unui om foarte bogat și foarte deștept, îl cheamă Warren Buffett, care a spus despre modul în care trebuie finanțați copiii, că el le dă copiilor lor bani destui ca să facă ce vor, dar nu destui bani ca să facă orice. Cred că ăsta este un gând foarte respectabil din partea, cred că e cel mai bogat om din lume, sau al doilea, sau al treilea, dar nici mai contează. Și-a dat și eu vreo 20 de miliarde. Da. Foarte modest. Și este pe, despre asta vorbeam. Și în ultimul rând, el s-a acoplat cu Bill Gates ca să facă cea mai mare fundație din lume și să ajute țările foarte sărace din lume. Printre altele, un proiect de-a lui pe care îl finanțează este cum să facem WC-uri în Africa, în zonele unde nu există apă, nu-i așa. Și prin asta să eradicăm mizeria și bolile care se transmit în acest fel. Deci sunt niște lucruri care le finanțează și pe care noi nici nu ne-am gândit că pot fi interesante sau importante pentru viața noastră, așa în perspectivă. Asta a fost pentru astăzi, discuția despre bani și valori. Le mulțumesc foarte mult lui Nils Schnecker, Petru Luhan, cred că am auzit. Ionuț Bonoiu și Cristi Șoimaru și vouă tuturor care ați participat și nu uitați despre proiectul de care vă vorbeam mai devreme cu gândurile scrise pe piele și fotografiate, dacă vreți să participați cu modificatorii. Și încă un anunț de serviciu. Scuzați. Conferința de mâine va începe în loc de ora 6 la 5:30, deci la 17:30. Unii dintre noi vom participa și la aceste discuții. Vă invităm cu drag să veniți și la acestea. Vă mulțumim și o seară excelentă la revedere.